Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Românii care au avut nevoie de servicii medicale anul trecut nu le-au putut primi din lipsa banilor, a listelor de așteptare prea mari sau din cauza distanței față de spitale. Aceste date au fost publicate de Eurostat, Institutul European de Statistică. Este vorba de o analiză care este făcută pe țările din Uniunea Europeană. Și mi se pare că e o temă interesantă de discuție. 8%. Sincer să fiu, mă așteptam să fie mai mult. 8% români care nu au avut acces la servicii medicale din pricina organizării proaste, a distanței față de spitale, liste de așteptare prea lungi sau că nu au avut bani. 8%. Deci înseamnă că practic 92% dintre cei care au avut nevoie de medic sau au reușit, s-au descurcat. Asta este. Și întrebarea o fi, dar cât s-au descurcat și cât s-au urmat calea procedurală definită legal. Adică să faci programare, să te cheme medicul. Că în țara asta mulți avem un prieten care știe pe cineva care poate deschide o ușă. Cum se ajunge la medic? Păi am eu un medic, cel mai bun medic, ți-l recomand eu. Nimic nu te califică pe tine să recomanzi cel mai bun medic, dar toți avem câte un medic care este cel mai bun dintre toți medicii la care avem acces. Așa este? Da. Bun. Deci... Dar bine, studiul ăsta, se referă la sistemul medical în general sau doar la cel de stat? Cred că la cel de stat. Pentru că în marile orașe, eu cunosc foarte mulți oameni care nici nu au avut de-a face în viața lor cu sistemul de stat. Vorbesc de generația mea, deci de oameni în jur de 40 de ani. N-au avut nimic complicat de rezolvat, că dacă aveau ceva complicat de rezolvat... Dacă orice problemă o să duc la privat din principiu. Adică nici măcar n-au încercat cu statul, n-au medic de familie. Ca să te duci la stat, îți trebuie un medic de familie care să-ți dea o trimitere. Vrei să spun ceva? Maica mea, care este o doamnă respectabilă și foarte în vârstă, și care toată viața a lucrat legal, pe contracte legale, și s-a pensionat pe la 87 de ani, ea lucrând până atunci. Da. Deci a plătit asigurări de sănătate toată viața ei. E, pentru maica mea, prima ei opțiune este sistemul medical privat. De ce? Pentru că nu are răbdare să aștepte, să stea prin spitale, să se nu știu ce. Sigur că, bun, din fericire, nu are probleme de sănătate serioase. Major, da. Dar medicii cu care interacționează, cardiologii, sunt la clinici private, în primul rând. Și mă gândesc, bă, totuși a plătit toată viața. În spitale n-ajungi la ei, e complicat. Da, a avut nevoie la un moment dat de o serie de investigații medicale, am dus-o eu că n-a treia să o ajut de colo-colo, și a făcut analize scumpe, RMN, CT, tot... Și a făcut la privat, a dat o grămadă de bani. Pe principiu nu pot să stau, nu stau eu să aștept 3 luni să... Iar la privat, atâta timp cât nu ești abonat și plătești, ai acces. Și atunci poate și de aici sunt rezultatele acestui studiu. Bun, nu știu cum o fi în Europa, e așa. Deci pe primul loc, din punctul ăsta de vedere, este Grecia. Adică unde în Grecia aproape 17% dintre greci spun că nu au putut beneficia de servicii medicale când au avut nevoie. Date Eurostat, Grecia. Pe locul 2, cine ar fi crezut? Finlanda. Unde 9,6% dintre cetățeni raportează această problemă. Și pe locul 3... În Finlanda sunt și rari. Finlandezii în unele locuri. România, 7,9%. La polul opus, cu cei mai puțini cetățeni aflați în această situație, adică să nu aibă acces la medic când au nevoie, se află Germania, 0,5%. Ai neorganizire în... Așa. Cehia 0,3% și ăștia tot niște nemți. Și Cipru, domnule, cine ar fi crezut? 0,1%. Ea cred că se descurcă toți. Și se descurcă, nu cred că au probleme. La medic. Sunt toți într-un spațiu mic în Cipru acolo. Bun, și din punctul ăsta de vedere, bun, sigur, serviciile stomatologice în România sunt private. Nici nu știu dacă mai există stomatologie. Există doar urgență. De urgență. Dar am prieteni care vin în România, sunt plecați în vest de ani și ani de zile, dar vin în România pentru tratamente stomatologice. Au rămas încă ieftine raportat la vest. Da, deși sunt foarte scumpe, mie mi se par foarte scumpe în România, sunt mult mai ieftine decât în vest și doi, au acces practic oricând, se programează și destul de repede se pot descurca. Deci, întrebare pentru voi, prieteni, în dimineața asta, sunați-ne la 0372069599 să vorbim despre accesul la medic. Ce probleme ați întâmpinat când ați avut nevoie de un medic? Cât ați așteptat cel mai mult pentru analiză, o operație și cum s-a rezolvat? Și onest vorbim acum. Vă bazați pe programări? Adică vă duceți la medicul de familie, care vă dă bile de trimitere, după care căutați un medic să vă programați și vă vede medicul specialist, primar sau ce-o fi el? Sau rămâne metoda cu prietenul care știe pe cineva care deschide o ușă?
și vă spun cum fac eu. Dacă am nevoie de... Am un medic de familie foarte bun în Corbeanca, cu care țin legătura pe WhatsApp și care îmi dă răspunsurile uzuale. Și dacă trebuie să mă vadă un medic, mă programez în primul rând la privat. Recunosc cinstit. Mă duc, plătesc și rezolv problema. Și dacă am nevoie la stat, ceea ce s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani când a trebuit să mă operez de hernie de disc, m-am găsit un prieten care a deschis o ușă pentru mine și m-am dus acolo cu trimitere, evident, dar m-a ajutat cineva. Și nu cred că asta o să dispară prea curând din România. 0372069599. Sunați-ne să vorbim despre accesul la medic, cum vă descurcați, și mesaje pe WhatsApp, mesaj audio 0728 3132. Cât ați așteptat cel mai mult pentru o programare, analiză, operație? Despre accesul la medic vorbim în țara asta. Cât așteptați, cât ați stat după o programare, după operație, cum merge, vă descurcați cu un prieten sau mergeți pe calea regulamentară, programări și așa mai departe. 0372 069 599. Bună dimineața! Bună! Mă numesc Flori, sunt o pensionară de 76 de ani și am o problemă destul de gravă, apnee în timpul somnului. Da. Am fost la stat, pentru că sunt pensionară, n-am decât 2300 de lei pensie pe lună, da? Pentru cauza acestei apnee este o deviație de sept, care se rezolvă foarte simplu. Niciunul nu s-a băgat. M-am dus atunci la un mare medic de aici, da? Care mi-a recomandat să merg la Monța, unde operează fiul lui. Această operație era peste 40 de milioane. Oare acest doctor s-a gândit, femeia asta are să plătească? Atunci, fiica mea mi-a cumpărat un aparat de ventilație, care a costat 1000 de euro, și dorm cu această mască în fiecare noapte. Și eu am fost plătitoare de taxe, am fost asistentă medicală. Uneori mi-e rușine să spun că am făcut parte din acest sistem. Da, bine, era mai ieftin operația, înțeleg. Bun mesaj. Aparatul. Da, 40 de milioane înseamnă 4.000 de lei. 4.000 de lei și aparatul a fost 5.000. Da, din păcate, bun. Dar bine, comportă asta... niște riscuri o intervenție chirurgicală la vârsta de înseamnă 66 de ani, indiferent că e minoră. Pe de altă parte, asta ne arată cât de scumpe sunt, de fapt, intervențiile chirurgicale și tratamentele serioase, medicale. Adică la privat te duci pentru încă te duci pentru probleme mici dacă nu ai o asigurare care acoperă astfel de cheltuieli. Da, dar la e prețul real până la urmă. Da. Mihai, bună dimineața. Salutare, Mihai. Bună dimineața. Bună dimineața. Cu părere de rău pentru cazul doamnei de dinainte. Acum mă prezint, Mihai, 49 de ani. Da. Acum ceva timp m-am lovit la genunchiul stâng, mi s-a recomandat să merg să fac niște tratamente, bineînțeles, cu un remene de la genunchi. Mă duc la noi la spital, fac bilet de trimitere, fac programare, vă sunăm noi, este listă. Peste o lună mă duc iarăși, domne, așteptați că vă sunăm. Domne, la ce număr s-a ajuns? Nu, domne, că e o listă în continuă schimbare. Bine, m-am dus, mi-am făcut tratamentele și tot. Au trecut 3 ani, încă n-au sunat. Dar eu aștept. Separat. Asta. O să vedeți că până la urmă se întâmplă minune. Da. După 3 ani. Da, nu vă pierdeți speranța. Alin, bună dimineața. Salut, bună Alin. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună. Doi prieteni discutau și au zis, v-am și o fantezie, am zis să mă joc cu nevastă mea, de-a medicul ea, doctorița, eu pacientul. Da? Și întreba, și ce s-a întâmplat? Și m-a ținut 3 ore pe hol, după care a ieșit. A zis, dumneavoastră, păi am și o bilet de trimitere, am venit la doctor. Programare aveți? Nu. Îmi pare rău, fără programare nu se poate. Primul loc liber este peste 3 luni. Și ce ai făcut? A întrebat prietenul. Ce să fac? M-am dus la privat, dar acolo am plătit. Cam ăsta este sistemul medical românesc. E bună pantă. Mulțumesc. Mulțumim tare mult. Avem încă un mesaj. Bună dimineața, băieți. Mama mea are osteoporoză. Da. Și o dată la un an sau la doi trebuie să facă o analiză ca să știe ce medicamentație ia și așa mai departe, e totul sub control. Și s-a înscris prin casa de asigurări să facă densitatea oaselor sau ceva de genul. 4 ani mai târziu au sunat-o, îți dai seama, între timp a făcut la privat, la an, la cum se
După 4 ani au sunat-o, haideți că s-a eliberat loc. Da, cam ăsta e sistemul din România. Osteotensii. Vă salut, din Constanța. Metrie, mulțumesc, da, investigație. Uite, importantă, da. Nicu ne scrie că o operație de 10.000 de euro la privat a făcut-o la stat cu 2.000 de euro cu același medic, cel din privat. Și pot să confirm că am și un prieten care a avut recent o problemă care necesita o mică intervenție chirurgicală. A fost la privat și i-au spus că prețul e de 2.000 de euro. Mi s-a părut enorm, pentru că, repet, era o intervenție minoră. Și și-a adus aminte când a plecat din cabinet, i-a dat medicul cartea lui de vizită. Da. Și s-a sfătuit cu mine, bă, ce să fac, că mi se pare foarte mult, zic, bă, du-te la medicul de familie, ia să te mintele și încearcă la stat. Și zic, dacă omul ți-a carte de vizită, întreabă-l și pe el. Și l-a întrebat și omul l-a chemat la stat, evident, unde, sigur, a avut neajunsul că a trebuit să stea internat mai bine de 24 de ore, că omul avea fel de fel de probleme de rezolvat și l-a ținut peste măsură în spital și s-a operat gratis. Păi mă întreabă pe mine că să-i dau, zic, bă, nu știu. Alexandru, bună dimineața! Bună dimineața! Neața! Bună dimineața! Eu de câte ori am avut nevoie, sincer, pot face la un noroc. Ai avut noroc. Bravo. Da, de fiecare dată când am fost, am fost de fiecare dată cu trimitere. Vorbești pe speaker, Alexandru? Nu te auzim prea bine, să știi. Nu, la niște căști. La niște căști. Trebuie, te auzim noroc, destul de dificil, îți mulțumim tare mult. La niște căști. Oricum ai scăpat cu bine. Da, gata, mulțumim. Bravo, felicitări. Mihai, salut. Salut, Mihai. Salut, Mihai. Bună dimineața. Ce să vă zic, experiența mea cu statul și cu sistemul ăsta de sănătate n-a fost fără roză. Da. Am avut nevoie de două intervenții la ambii copii pe cord deschis. Toate ambele rezolvate la privat, pentru că sistemul de stat, dacă mă bazam pe el, aveam un copil mort în caz de față. Deci, dar de ce? Adică ce s-a întâmplat? Nu ai avut, adică la stat sunt noi avem medici cardiologi, pediatri foarte buni, care operează, bun, unii dintre ei operează pro bono la spitale private. Știu foarte bine. Păi, tocmai de asta vă explic că ce s-a încercat la sistemul de stat. Ce n-a mers la stat? Adică ce n-a funcționat? Haideți să vă spun mai concret. Te-au amânat? În perioada pandemică am fost amânat așa încât dacă așteptam după termenele date... Aha. Deci te-au amânat la stat, dar care a fost motivul pentru care în perioada pandemiei? Deci... Păi, da, în perioada pandemiei l-au operat la privat. Era o listă de așteptare extrem de lungă. Și la privat nu era? Și la privat te împătești, ai... Și cât te-a costat la privat? Foarte mult, nu pot să... Deci peste 10.000 de euro ambele intervenții care au fost suportate din buzunar. Deci așa ceva... Da. Mulțumim, bun. Se pare rău. Mulțumim. Mulțumim pentru explicații. Multă presiune pe sistemul de stat, evident. Adică sunt mulți care se duc acolo și cer la privat... Mă rog, tocmai se mai selectează tocmai prin faptul că costă. Timea, bună dimineața. Bună, mai avem puțin, Timea. Bună dimineața, eu sunt de fapt reprezentanta unui cabinet medical de recuperare și încerc de câțiva ani să fac contract cu casa de asigurări și pur și simplu nu sunt lăsată. Sunt niște condiții dezastroase, în ideea în care eu sunt kinetoterapeut cu facultate, cu master și condițiile sunt să ai un asistent pe balneofizio. Dar alți kinetoterapeuți au reușit să facă contractul ăsta? Nu, doar depinde de medic. Lucrez doar cu medicii de recuperare și depindem de medicii de recuperare care sunt foarte rari și care lucrează în principiu, lucrează la stat și pot să lucreze la cabinet privat pe 4 ore maxim. Și nouă ne trebuie, deci nu sunt jumătate de recomandarea, din pacient. Sau recomandarea mea este să eventual să te asociezi cu un astfel de medic care poate să facă asta. Da, mulțumim pentru experiențe. Aparent, situația nu este chiar de rău. Și eu mă mir acum și mai tare de procentajul ăsta de numai 8% dintre români care spun că au avut probleme când au avut nevoie de medic. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.